Iubiți frați și surori, citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, începând de la versetul 21 până la versetul 26 inclusiv. Textul face parte dintr-un pasaj mai lung, rugăciunea Domnului Iisus Hristos pentru ucenici, pentru credincioși din toate vremurile. Mă rog ca tot să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și Tu în mine, pentru ca ei să fie în timp desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule, Tată, lumea nu Te-a cunoscut, dar eu Te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că Tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și Îl voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Amin. Aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră trei principii legate de unitatea Bisericii. Atunci când Domnul Iisus Hristos s-a pregătit să plece de pe pământul acesta, să se înalțe la cer, să stea la dreapta lui Dumnezeu și să mijlocească pentru noi, în noua dispensațiune a Harului, dar și a lucrării Duhului Sfânt, înainte de despărțire, pentru că Domnul spune, eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Domnul a rostit o rugăciune. Vom vedea că ori de câte ori Domnul Iisus Hristos rostește o rugăciune, rugăciunea aceea nu este doar o rugăciune pe care o înalță către Tatăl pentru a fi ascultată, ci rugăciunea aceea este o rugăciune publică, în auzul, cel puțin în auzul ucenicilor, care ajunge să fie scrisă pe paginile Scripturilor, pentru ca să ne împărtășească Domnul prin acea rugăciune niște principii de trăire, niște principii ale împărăției lui Dumnezeu. Și unul dintre cele mai importante principii pentru Biserica Domnului Iisus Hristos este principiul unității. Dragii mei, noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, suntem mădulare ale aceluiași trup. Și unitatea Bisericii este absolut esențială, nu numai pentru supraviețuirea Bisericii, pentru că un trup care nu este în unitate, care își face rău lui însuși, este un trup care mai devreme sau mai târziu se automutilează și va muri. Tot așa este adevărat că o biserică în care există dezbinări, în care nu se respectă principiile unității frățești, este o biserică care mai devreme sau mai târziu va intra în criză. Și în loc să propășească, va merge din ce în ce mai rău. Și vreau să vă spun că dacă există un plan pe care cel rău l-a făcut în vremea aceasta, este să rupă și să distrugă unitatea bisericii. Și dumneavoastră veți spune cum. Păi, foarte simplu, bazic, frații să nu se mai poată suporta unii pe alții. Să înceapă unul pe altul să nu se poată suferi, să se vorbească de rău, se înrăiesc unii împotriva altora, se instigă unii pe alții împotriva altora și la un moment dat te uiți în jur și spui ce se întâmplă aici, care este situația, ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Diavolul încearcă să facă lucrarea lui nimicitoare în mijlocul poporului lui Dumnezeu, folosind agenții săi de dezbinare. Mesajul acesta l-am împărtășit cu biserica noastră și l-am împărtășit foarte adesea
la biserici care au proiecte grandioase și mai ales la biserici care sunt în construcții. Am observat că pe fondul unor proiecte majore și foarte importante, din nimic, pe nesimțite, se strecoară lăstari de amărăciune. Și oamenii devin frustrați și încep să apară dezbinări. Sincer, impresia mea și concluzia mea în urma vizitelor pe care le-am făcut în mijlocul dumneavoastră este că sunteți o biserică unită și mă rog din toată inima ca Domnul să vă ajute să rămâneți uniți în jurul Evangheliei, în jurul slujitorilor dumneavoastră, în jurul proiectelor dumneavoastră și Domnul să vă binecuvinteze la lucrul acesta. Dar nu toate predicile adresează situații sau stări de fapt. Multe din predicile noastre trebuie să abordeze în mod preventiv anumite stări, pentru că atunci când planurile celui rău încep să se înfiripe, să le putem recunoaște și să ne putem împotrivi lor. Și acum eu în mod afirmativ și pozitiv voi descrie trei principii legate de unitatea bisericii, în așa fel încât fiecare dintre noi să ne raportăm, să ne verificăm, să ne cercetăm funcție de aceste principii, pentru că unitatea nu începe cu toți ceilalți. Unitatea bisericii începe cu fiecare dintre noi. Unitatea bisericii începe cu mine. Eu trebuie să-mi însușesc cunoașterea acestor principii și practicarea și aplicarea lor în viața mea. Și în textul care a fost citit, de fapt, în tot capitolul 17 din Ioan, găsim aceste trei principii ale unității bisericii. Primul principiu al unității bisericii este principiul triunității. Noi cunoaștem câte ceva despre Sfânta Treime, Trinitatea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Motivul pentru care eu l-am numit triunitate este că nu vorbim doar de Trinitate, de trei persoane într-un singur Dumnezeu, ci vorbim de o triunitate, aceste trei persoane sunt una. Și acesta este modelul unității bisericii. Observați cum vorbește Domnul Iisus Hristos în rugăciunea aceasta. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. În versetul 11, în partea a doua, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Modelul unității noastre trebuie să fie Trinitatea. Este principiul triunității, adică trei care sunt una. Când vorbim de Trinitate, sunt foarte mulți oameni și s-au născut erezii chiar în cadrul creștinismului, care au fost foarte deranjați de ideea că noi am fi politeiști, că noi credem în trei Dumnezei, de fapt. Nu e adevărat. Credem în unul singur. Eu cred că atunci când dumneavoastră dimineață v-ați aranjat și v-ați pregătit, sau poate înainte să veniți la biserică, mă uit și văd că arătați toți foarte bine, precis că unul dintre noi nu există în locul ăsta să nu fi trecut astăzi măcar o dată prin fața oglinzii și poate unii chiar mai mult. Când te-ai dus în fața oglinzii, mă gândesc că ai văzut o singură persoană, n-ai văzut trei. Dacă cineva a văzut trei, duceți-vă repede ori la oftalmolog, ori la alt gen de asistență medicală, că e o problemă foarte gravă. N-am văzut trei, dar dumneavoastră știți că noi suntem, de fapt, trei. Adică suntem trup, suflet și duh. Unitatea dintre trup, suflet și duh este așa de puternică încât numai moartea le poate separa. Când vine moartea, Duhul de viață se duce la Dumnezeu, trupul este așezat în țărână, iar sufletul, mă gândesc la cei adormiți în Domnul, intră într-o perioadă de odihnă, de osteneli, de adormire și odihnă. Mie îmi place să o numesc o conștientă și plăcută așteptare a învierii și a răsplătirii. Dragii mei, așa este și unitatea despre care vorbește sau se roagă Domnul Iisus Hristos cu privire la biserică. Acum,
Din punct de vedere fizic, când te uiți la biserică, vezi foarte multe ființe, foarte multe persoane. Însă, când vorbim de unitatea bisericii, dacă atunci când ne uităm în oglindă la noi, ne uităm cu ochii aceștia trupești, vedem o singură persoană, când vorbim despre biserică, biserica în primul rând este ceva duhovnicesc. Oamenii firești, dacă le spui hai să vezi biserica noastră, prima dată ei vor vedea o construcție și foarte mulți oameni când spun mergem la biserică, se referă la niște ziduri, la o construcție. Dumneavoastră știți că din punct de vedere fizic, construcția este biserică pentru modul de înțelegere firesc, carnal, a ochilor acestora de carne. Unde-i biserica voastră? E pe strada cu tare și omul imediat scoate din memoria lui clișeul și imaginea construcției bisericii. De aici s-a născut erezia că sunt locuri sfinte care îi sfințesc pe oameni, că biserica sau zidurile bisericii au niște calități mistice. E adevărat că noi le închinăm Domnului, e adevărat că un asemenea locaș noi îl dedicăm Domnului să fie folosit pentru scopuri spirituale și binecuvântate ale părtășiei frățești. Dar când vorbim de biserică, nu vorbim de aceste ziduri. Apoi când oamenii vin la adunare sau la biserică, văd o mulțime de capete de oameni, mulțimea aceea și ei spun, asta este biserica, formată din foarte multe persoane. Dragii mei, biserica Domnului este o entitate, în primul rând, spirituală, duhovnicească. Și în momentul în care se uită Dumnezeu la biserică, Dumnezeu nu vede o mare de oameni, ci vede mădulare ale unui singur trup. Vede o singură zidire spirituală. Vede un singur trup. Biserica este trupul Domnului Iisus Hristos. Și noi ca biserică, atunci când vorbim de unitate, noi nu ne referim la anumite metode psihologice prin care să se creeze o coaliție. Nu ne referim la un mod de a fi atrași în a vedea lucrurile la fel, la un mod de convingere ca toți să gândim la fel. Lucrul acesta nu se realizează printr-o putere de convingere omenească. Pentru că nu trebuie să confundăm unitatea cu coaliția. Oamenii se strâng împreună pentru multe scopuri. Sunteți într-o săptămână electorală, duminică vor avea loc alegeri. Noi numai ce le-am avut în Statele Unite. Dragii mei, oamenii se grupează în diferite formațiuni de interes politic. Și vor veni și vor spune, votați-ne pe noi, noi nu vă tăiem pensiile, noi vă dăm un covrig și o porție de ceva pe zi, noi vă facem așa, noi... Tot felul de promisiuni. Ei, dacă iei puțin la desfăcut pe oamenii ăștia, știți cum se risipesc? Ca cenușa. Și între ei sunt competiții, sunt ambiții, unul nu se vede cu altul. Ei pozează ca o formațiune, dar este doar o coaliție lipită. Nu este o unitate duhovnicească acolo. Sunt interese temporare care îi adună pe oameni. Că de-aia îi vedeți pe unii, că umblă, ba dintr-un partid în altul, cum îi pică interesul mai bine și cum crede el, de unde crede el că vine valul sau vine vânt în pânzele lui. Biserica are o altfel de legătură, este o legătură duhovnicească, este ca un trup care nu se poate dezmembra. Ăsta e trupul Domnului Iisus Hristos. Și mădularele sunt așezate perfect în trupul acesta, colaborează perfect și fiecare mădular nu se vede pe sine. În primul rând se vede parte dintr-un trup, dar fiecare mădular se lasă folosit ca să slujească întregul trup. Cuvântul Domnului spune că am fost botezați de un singur duh. De ce?
ca să alcătuim un singur trup. Tu trebuie să treci pe la nașterea din nou și pe la transformarea radicală a ființei tale ca mădulara lui Hristos să fie acceptat în acest trup și nu respins. Eu am un mod de a prezenta lucrul acesta folosindu-mă de ideea de transplant. Ați văzut că atunci când cineva trece printr-un transplant, organul care este transplantat în primă fază este în pericolul să nu fie primit de trup. De ce? Pentru că trupul îl analizează, îl scanează și spune, ăsta nu e al meu. Și ce face trupul cu un mădular străin? Îl respinge, îl elimină. Și e normal să fie așa, pentru că dacă n-ar fi așa, ar intra tot felul de microb, de virus, organismul i-ar accepta și ar deveni dăunător și fatal pentru trup. Și atunci doctorii anihilează sistemul imunitar pentru ca organismul să nu poată respinge acel mădular. Inima aceea, ficatul acela, rinichiul acela. Și îi dă o perioadă de adaptare și de obișnuire cu acel mădular până când organismul începe să citească și să spună se pare că e bun, se pare că îmi face bine, se pare că am nevoie de el. Și la un moment dat îl declară al lui, devine parte din trup. Acum, când un mădular intră în trupul Domnului Iisus Hristos prin convertire, prima senzație a trupului lui Hristos este să-l respingă, pentru că omul vine din lume, el vine bețiv, el vine fumător, el vine stricat, el vine cu tot felul de păcate și cu o natură contaminată și compromisă. El, în primă fază, e un virus. E un microb, nu e încă un mădular. Și sistemul imunitar spiritual al bisericii, care realizează acea unitate în trup și care protejează trupul de corpuri străine, l-ar respinge, trimite armata pe el, să-l distrugă și să-l elimine. Dumnezeu nu anihilează sistemul imunitar spiritual al trupului lui Hristos. Știți ce face? Naște din nou omul acela, îi dă compoziția spirituală a trupului lui Hristos, îi dă identitatea lui Hristos, îi dă natura lui Hristos și biserica, sistemul imunitar spiritual al trupului lui Hristos, îl îmbrățișează și spune, este un mădular în trup, este de al nostru. Iată, dar modelul unității noastre este atunci când ne raportăm la Domnul Iisus Hristos, când suntem născuți din nou, când primim natura lui Hristos în noi și numai așa putem intra în unitatea bisericii. Este principiul triunității, cum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una în natură, în scop, în identitate, tot așa fiecare mădular autentic, real, în trupul Domnului Iisus Hristos, nu mă refer aici la membrii bisericii, nu prin membralitatea în registrul de membri al bisericii, capeți identitatea de mădular în trupul lui Hristos. Trebuie să recunoaștem și cu părere de rău că unii dintre membrii bisericilor noastre nu fac dovada nașterii din nou și ne pare foarte rău de lucrul acesta. Și atunci știți ce se întâmplă? Spune Apostolul Pavel în Evrei și apoi este preluat și în epistola lui Iuda, aceștia sunt cei care dau naștere la dezbinări. Oameni pentru care trupul lui Hristos nu valorează prea mult. Ei nu sunt călăuziți de Duhul Sfânt, ei nu sunt născuți din nou. Ei sunt doar membri activi în registrul unei biserici. Dragii mei, oamenii aceștia au nevoie de nașterea din nou. Și Apostolul Pavel, văzând că unii sunt în stadiul acesta de nenăscuți, spunea că simte din nou durerile nașterii. Până când? Până va lua Hristos chip în voi. Ca tu să faci în mod real parte din unitatea bisericii, ca să fii mădular în trupul lui Hristos, raportează-te, compară-te cu statura lui Hristos, cu caracterul lui Hristos, să trăiești ca El, să faci ce a făcut El, să fii ca El, să ai natura Lui și identitatea Lui.
Și numai atunci vei face dovada că ești născut din nou și că ești mădular în trupul Domnului Iisus Hristos. Ăsta este modelul unității noastre. Vedeți, de foarte multe ori am avut de-a face și am stat de vorbă cu oameni nemulțumiți. Oameni care au tot timpul de reproșat ceva. Și am încercat să le spun câteva lucruri despre felul în care funcționăm noi ca și trup. Și am spus, măi, uite care este situația. Dacă mâinile mele, care sunt parte din trup, și eu sesizez că am o scamă sau ceva praf pe hainele mele, știți ce fac mâinile mele? Nu mai ia la palme. Nu începe să se ducă să arate la toți, uite ce praf am eu pe mine și ce... Nu, începe să scuture. Toate mădularele trupului colaborează pentru ca întreg trupul să fie bine slujit, să fie curat. Așa spunea Domnul Iisus Hristos atunci când vorbește despre unitatea în familie, între soț și soție, că nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl îngrijește cu drag. Iată de ce. Atunci când eu sunt mădular în trupul Domnului Iisus Hristos, după modelul Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, eu am aceeași natură ca Hristos și ca trupul Domnului Iisus Hristos și prin felul meu de trăire, prin viața mea, prin vorbirea mea, prin umblarea mea, eu colaborez împreună cu toate celelalte mădulare la îndeplinirea scopului pe care Dumnezeu îl are cu privire la biserică. Atunci când un mădular începe să se izoleze, să fie de unul singur, biserica merge și lucrează într-o direcție și îl ia pe sens invers, știți ce se întâmplă? Se produce deranj. Se produce deranj. Și un trup când funcționează așa, când un mădular nu mai funcționează bine, știți ce produce în trup? Boală și deranj. Unitatea aceasta, știți că ați auzit de mai multe clișee cu privire la unitate, unitate în diversitate, aici nu e unitate în diversitate, ajungem imediat acolo, aici este unitate în uniformitate. Știți cum a reușit diavolul să deformeze trupul spiritual al multor biserici locale? Printr-o erezie foarte răspândită astăzi, pornită de undeva din America, dar îmbrățișată cu toată bucuria de anumite cercuri, și anume, domnule, nimeni n-are voie să-și impună moralitatea lui în viața mea. Tu n-ai dreptul să mă judeci pe mine, tu n-ai dreptul să mă analizezi pe mine. Fiecare are dreptul la opinia lui. E unitate în diversitate. Nu contează că noi suntem diferiți. Ne unește dragostea Domnului. E adevărat că dragostea este unitatea și produce legătura unității în trupul lui Hristos. Dar atenție, nu o dragoste fără principii. Nu un fum emoțional. Nu o descărcare de emoții, nu la acea dragoste se referă, nu la acel har indulgent, fără granițe, fără garduri. Harul lui Dumnezeu e un profesor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu este irațional. Harul lui Dumnezeu nu înseamnă că pot să fac ce vreau. Nu înseamnă libertatea în Hristos care îmi dă dreptul la opiniile mele cu privire la ce spune Scriptura. Nu îmi dă dreptul la interpretările mele. Aici e vorba de o unitate în uniformitate, adică unirea credinței la statura plinătății lui Hristos. Scopul apostolilor, prorocilor, evangeliștilor, păstorilor și învățătorilor este să educe trupul lui Hristos, să-l raporteze și să-l crească permanent prin învățătură și prin supraveghere și prin disciplină, până când fiecare mădular crește în mod armonios, raportat la standardul, unicul standard
al credinței noastre, care se numește Iisus Hristos. Nu avem dreptul la opinii și la păreri personale când este vorba de credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Aici trebuie să fie unitate în uniformitate. Să aveți un cuget, o gândire și o simțire, spunea apostolul Pavel. Am vorbit despre principiul triunității, care este modelul unității noastre. Noi nu luăm modelul unității noastre de la alte instituții, de la alte forme de organizare. Modelul unității noastre este Sfânta Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și acest gen de unitate, această dimensiune a unității, produce unitatea în uniformitate, adică creștem toți în mod compatibil către aceeași țintă, către aceeași imagine, către același chip care este modelul formativ al vieții noastre spirituale și care este Domnul Iisus Hristos. Al doilea principiu al unității bisericii, dacă primul este principiul triunității, al doilea este principiul comunității. Principiul comunității. Foarte interesant că oriunde apostolul Pavel și sfinții apostoli au ajuns și au propovăduit Evanghelia, de la primii convertiți au avut grijă să înființeze o comunitate de oameni unde să se realizeze părtășia bisericii. Când Domnul Iisus Hristos a spus, mă rog să fie una, a spus următorul lucru în versetul 11, eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și mă rog ca ei să fie una. Adică să fie împreună. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre cel mai înălțător moment când biserica a devenit cu adevărat o entitate, în ziua cincizecimii, toți erau împreună la un loc. Din nefericire, au apărut noi genuri de biserică în ziua de azi. Unul dintre ele este genul virtual. Știți că există în internet biserici virtuale unde te poți face membru? Când îți vine chef de ceva spiritual și spui, mă, parcă m-aș închina un pic, te duci acolo, îți oferă un serviciu care este special programat pentru preferințele tale. Le spui ce fel de muzică îți place, le spui ce fel de predică îți place, le spui cum îți place să arate sanctuarul, să alegi și îți dă imaginea unui sanctuar. Și pe urmă, acolo pe ecran, îți spune muzica preferată, îți spune genul de predică preferat. Asta se numește biserică virtuală. Te faci membru și n-ai nicio problemă, nu te urmărește nimeni, nu te întreabă nimeni de sănătate, atâta vreme cât îți plătești membria la genul ăsta de biserică virtuală. Eu când am auzit de treaba asta, am crezut că este o prostie și că nimeni nu se duce să devină membru într-un asemenea context. Numică mi-a fost mirarea când am observat că au destul de mulți membri. Dar nu trebuia să mă mir, pentru că, de exemplu, la serviciile bisericii noastre sunt conectate sute de computere. Și am realizat că multe dintre ele sunt din Chicago. Cum dă cu două picături de ploaie, se hotărăsc oamenii sau au stat până târziu sâmbătă, că vedeți cum este o zi pentru familie și i-a apucat o oră târzie, dimineața sunt foarte obosiți, auzi, lasă că ne uităm la internet. Dragii mei, nimic nu poate înlocui și nu există substitut pentru părtășia fizică reală a trupului Domnului Iisus Hristos. Principiul comunității înseamnă toți împreună în același loc. Unitatea
Bisericii nu este doar o unitate de ordin spiritual, ci este și o unitate fizică, când credincioșii se adună toți împreună. Părtășia bisericii este absolut esențială. Vă dați dumneavoastră seama cum Domnul Iisus Hristos s-a îngrijit personal de toți cei care au fost așa de dezamăgiți, au fost așa de surprinși de ceea ce s-a întâmplat în zilele prinderii Domnului, a interogării, a maltratării lui și a răstignirii lui, a morții lui. Doi au apucat-o spre Emaus. Au zis, măi, ne ducem să ne recreăm, e prea mult pentru noi, suntem obosiți, suntem epuizați, vrem să ne depărtăm de tot tumultul acesta. Știți ce a făcut Domnul? Imediat s-a dus după ei. Ce spune Biblia după ce li s-a revelat la frângerea pâinii și a dispărut? Zice că chiar în ceasul acela s-au întors înapoi la părtășia frățească în Ierusalim. Sărmanul Toma, când s-a arătat Domnul, n-a fost acolo. A mai venit odată Domnul ca să fie și Toma, să fie și el părtaș minunii învierii. Dragii mei, singurul care s-a pierdut a fost acela care nu s-a mai putut întoarce în părtășia ucenicilor. Și acesta a fost Iuda. Iuda a fost atât de devastat când și-a dat seama că a fost manipulat în primul rând de diavolul, păpușerit de diavolul, ca să-l vândă pe Domnul său, încât n-a mai putut să dea ochii cu ceilalți ucenici, n-a mai putut să dea ochii nici cu el însuși. Și Biblia spune că s-a sinucis. În momentul în care fugi de părtășia reală, fizică a bisericii, lucrul acesta se întâmplă din două sau trei motive. În primul rând, te consideri așa de sfânt încât toți ceilalți sunt oameni de nimic și tu nu te poți închina cu oamenii ăștia inferiori din punct de vedere spiritual. Asta este mândrie, pocăiește-te repede de ea. Iubește-i pe frații tăi. Dacă au nevoie de ajutor, ajută-i să crească. Dar nu-i insulta, nu-i jigni, nu-i vedea inferiori. Pentru că Biblia spune, Apostolul Pavel spunea, să avem o părere cumpătată despre noi înșine și să-l vedem pe altul mai presus decât pe noi. Așa se clădește unitatea reală a bisericii. Un alt motiv ar fi că nu vrei să-ți țină cineva contul. Vrei să trăiești stilul tău de viață și sfinții lui Dumnezeu când se adună la oaltă sunt o condamnare împotriva ta. Mesajele care se rostesc sunt o condamnare împotriva stilului tău de viață. Și atunci fugi de acea părtășie care dorește și să te mustre și să te îndrepte și să te ajute să te schimbi. Și mai este posibil să intrăm într-o fază a degradării spirituale pe care putem să o numim comoditate, putem să o numim indiferență. Eu aud pe foarte mulți, mai ales în generația tânără, că numesc lucrul acesta plictiseală în biserică, mă plictisesc în biserică. A fost o vreme când se cântau cântări puțin mai domoale, puțin mai așa și atunci se plictiseau. Cântăm numai de jale, voi românii, ați venit de sub comuniști, cântați numai de lacrimi, de jale. Și le-am dat, hai cântați, hai cântați. Păi au început să cânte din astea mai vesele, bravo, nicio problemă. Tine se plictisesc și de astea acum. Iarăși este boring la biserică, așa zic. La noi așa zice, plictisitor înseamnă boring. Și zice, boring. Dragii mei, o asemenea stare de apatie spirituală îi poate încetul cu încetul depărta pe oameni de biserică, dar în fața ecranului la un meci sau la un film nu se plictisește două ore. Și e o nebunie. O gașcă de oameni care aleargă după o minge și cum ajung la ea, dă cu piciorul în ea. Și sunt în stare să se strângă de gât.
și stă cu ochii că cepele și se uită la biserică, e boring. Oamenii aceștia au pierdut contactul cu Dumnezeu. Și atunci normal că se uită în jur și tu nu însemni nimic pentru el. Dragul meu, când te-ai rupt de părtășia fizică a bisericii, când nu-ți mai scapără călcâiele să te duci la casa lui Dumnezeu, când nu te mai bucuri că ți se zice haidem la casa lui Dumnezeu, cercetează-te repede, ai o mare problemă cu Dumnezeu. Ești într-o mare criză spirituală. Adevărații pocăiți ar trebui de-abia să aștepte să vină duminica, de-abia să aștepte să vină seara de închinare. Acum, dacă principiul triunității era modelul unității, principiul comunității este mediul în care se manifestă unitatea bisericii. Tu nu poți să manifesti unitatea bisericii, tu nu poți trăi în mediul unității la tine în sufragerie. Departe de părtășia bisericii, tu vei fi departe de mediul, de singurul mediu în care se cultivă unitatea bisericii. Vei fi departe de orice manifestare a unității bisericii. Când nu-ți arde să fii împreună cu frații și surorile, atunci nu se respectă ceea ce spunea Apostolul Pavel despre mădularele trupului lui Hristos. Când un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el. Și când un mădular se bucură, toate mădularele se bucură împreună cu el. Aici vă întristați cu cei ce plâng și aici vă bucurați cu cei ce se bucură, mărit să fie în numele Domnului. Nu părăsi adunarea cum au unii obiceiul. Și m-am gândit, de ce își fac acest obicei? Pentru că tot acolo spune, vegheați unii asupra altora și îndemnați-vă la fapte bune. Dragii mei, dacă principiul triunității ne vorbește de unitate în uniformitate, principiul comunității ne vorbește de unitate în intimitate. E foarte adevărat că intimitatea are niște riscuri. Vă aduc aminte de un episod din Cuvântul lui Dumnezeu când un mare împărat chemat de Dumnezeu să facă mari reforme în Israel, e vorba de împăratul Iehu, el pornește o campanie de exterminare a neamului stricat, Ahabic, a lui Ahab, care a corupt întreaga țară Israel. Și Dumnezeu a hotărât nimicirea acestui neam. Și îl alege pe Iehu să declare război acestui neam păgâni. Și atunci când Iehu se pregătește să plece în campania aceasta, vine un mare bărbat al lui Dumnezeu, Ionadab. Despre el este vorba mai târziu, atunci când Ieremia este chemat să meargă la templu într-o daie, să cheme pe recabiți, aceștia erau fiii lui Ionadab, pe cărora le interzisese tatăl lor să bea. Și spune lui Ieremia, dă-le să bea vin, să vezi ce zic. Și când le dă, știu eu, paharul, damigeana, celui fi dat, ăștia spun, noi nu bem vin. Dar de ce? Pentru că tatăl nostru ne-a spus în țara asta să nu sădiți vii, să nu beți vin și să nu vă zidiți case. Și Dumnezeu atunci folosește acest exemplu în mod profetic și spune, ați văzut fiii lui Ionadab? Ascultă de tatăl lor! Voi care vă declarați poporul meu și mă declarați tată pe mine, unde este ascultarea care mi se cuvine ca tată? Ei ascultă de tatăl lor pământesc. Și voi, ca națiune, nu ascultați de tatăl vostru ceresc. Ei, e vorba de acest mare bărbat Ionadab, care a crescut și a lăsat după el o familie de ascultători, de fii destoinici. Și Iehu se uită la el și îi spune, Ionadab, inima ta este tot așa de curată față de mine cum este inima mea față de tine? Și răspunsul acestui bărbat este deschis, este onest, este prompt și spune, da, atât, da, ajunge, da, dar al vostru vie, da și nu, nu. Și atunci Iehu îi spune, suie-te cu mine în car. Acum, carul acela de luptă este un loc foarte strâmt. Acolo cineva te poate ajuta, te poate susține, dar acolo cineva te poate lovi.
Te poate răni. Dragii mei, beneficiile acestei unități în intimitatea bisericii sunt așa de mari încât mi se merită riscurile. Domnul Iisus Hristos a fost primul care a acceptat un vânzător în intimitatea sa și acesta l-a vândut. Dacă nu ești în stare să fii vulnerabil, nu poți să declar că ai dragoste. Știți că dragostea, prima calitate a dragostei, este că dragostea este vulnerabilă. Dragostea este vulnerabilă. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. S-a făcut Dumnezeu vulnerabil când a părăsit cerul, a luat chip de om și a fost prima dată un bebeluș. S-a făcut vulnerabil. L-au trimis într-o iesle. A trăit o viață simplă. A fost urmărit. Apoi, în cele din urmă, vândut, prins, bătut, schinjuit și omorât. Dar prin aceasta câștigam mântuirea sufletelor noastre. Domnul Iisus Hristos ne-a dat această lecție de vulnerabilitate. Nu fugi de intimitatea bisericii, a trupului lui Hristos. Principiul comunității înseamnă unitate în intimitate. Și acum, în al treilea rând, al treilea principiu al unității este principiul oportunității. Știți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Dacă principiul triunității ne oferă modelul unității, dacă principiul comunității ne oferă mediul în care se manifestă unitatea, principiul oportunității reprezintă mandatul unității noastre. Bine, noi ne unim, dar la ce? Dumneavoastră, de exemplu, v-ați unit în jurul unui proiect și a spus, facem un liceu creștin. Și uite-l aici, că este. La ce ne unim noi? Că sunt oameni care se unesc ca să facă răul. Unitatea noastră ce scopuri are? Păi unitatea noastră are ca scop extinderea împărăției lui Dumnezeu. Și ni se oferă oportunități, oportunități de slujire. Suntem chemați să slujim trupul lui Hristos și suntem chemați să evangelizăm. Mergeți în toată lumea, până la marginile pământului și faceți ucenici și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Dragii mei, pentru foarte mulți oameni, unitatea are ca scop supraviețuirea. Ne unim ca să supraviețuim. A venit vremea să ne întoarcem la chemarea și la marea trimitere și însărcinare, pentru că scopul unității bisericii este să ia cu asalt întăriturile diavolului din lumea aceasta, să cucerească inimi pentru Hristos, să cheme oameni la mântuire. Noi trebuie să devenim agresivi, știți de ce? Pentru că în cuvântul Domnului în Petru spune, așteptând ce fel de oameni ar trebui să fiți, așteptând, dar și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Cum putem noi grăbi venirea zilei lui Dumnezeu? Păi venirea Domnului este blocată de împlinirea unui număr. În Roman, capitolul 11, spune până va intra numărul de plin al neamurilor. Dumnezeu are un număr. Nu-l știm noi, dar El îl știe. Însă până la împlinirea acestui număr, cum se atașează acești oameni la trupul bisericii? Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, noi suntem trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu și vă îndemnăm fierbinte ca și cum Dumnezeu ar face lucrul acesta prin noi, împăcați-vă cu Dumnezeu. Asta înseamnă că la școală, la servici, în vecinătatea unde locuiești, ești un ambasador, un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu și tu trebuie să chemi oameni la mântuire. Asta înseamnă oportunitate. Ei, aici vorbim de unitate în diversitate. De-abia aici. Nu atunci când vorbim de doctrină și de principii. Acolo e unitate în uniformitate. Nu atunci când vorbim de comunitate. Nu, acolo este unitate în intimitate. Când vorbim de slujire,
Și când vorbim de marea însărcinare, când vorbim de darurile spirituale, când vorbim de slujbe, când vorbim de lucrările lui Dumnezeu, acolo se aplică unitatea în diversitate. Fiecare dintre noi are o anumită chemare, are o anumită slujbă, are anumite înzestrări și fiecare mădular, că e mână, că e picior, că e ochi, trebuie să contribuie prin înzestrarea lui, prin chemarea lui, la creșterea, îngrijirea și desăvârșirea trupului și la îmbogățirea trupului cu mădulare noi. Dragii mei, până nu vom înțelege aceste adevăruri, nu doar la nivelul minții, ci în mod practic, aplicativ, la nivelul trăirii de fiecare zi. Aș vrea să vă spun că vom fi vulnerabili. Dacă nu vrei să fii vulnerabil în intimitatea și părtășia bisericii, vulnerabil tot vei fi la săgețile arzătoare ale celui rău. În loc să devii un ambasador al cerului, vei deveni un agent al dezbinării. Să știi că cineva determină acțiunile vieții tale. Noi, alegerea noastră se limitează la a fi ai Domnului sau a nu fi ai Domnului. Este singurul lucru cu privire la care putem alege. Eu nu cred în predestinare, că Dumnezeu trimite oamenii în iad, spune tu în rai, tu în iad, nu contează ce faci, te duci în iad. Nu e adevărat. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede, e responsabilitatea ta de a crede, să fie mântuit. Dragii mei, dar odată ce ai ales și ai spus, îl aleg pe Domnul, tu nu mai faci ce vrei. Voi ați fost zidiți pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblați în ele. Dintr-o dată eu dau controlul vieții mele. Întrebarea nu se pune dacă cineva controlează viața ta sau nu. Întrebarea se pune cine controlează viața ta. Și alegerea ta este doar atât. Doamne, controlează Tu viața mea sau dacă nu-L vrei pe Domnul, toată lumea zace în cel rău. Erați morți în păcatele voastre. Te va controla cel rău. În această seară, pentru ca unitatea bisericii să fie deplină, pentru ca bucuria unității și a dragostei și a părtășiei frățești să umple inimile noastre, mă rog să luăm toți aceeași decizie și să spunem, Doamne, mă predau Ție. Doamne, Te iubesc. Doamne, vreau să Te slujesc. Doamne, transformă-mi viața. Doamne, comandă viața mea, controlează viața mea, stăpânește viața mea. Decide Tu pentru mine în fiecare zi. Și aș vrea să-ți spun că alegerea nu se termină acolo. Vei spune, gata, am ales. Degeaba. E o cântare care spune, te aleg mereu. Cineva a venit la mine și a spus, da, asta este corectă din punct de vedere teologic. Am spus, este una dintre cele mai corecte cântări din punct de vedere teologic. Păi eu l-am ales pe Dumnezeu acum 20 de ani. Știi ce se întâmplă când tu l-alegi pe Domnul astăzi? Nici n-apucă să vină ziua de mâine și diavolul contestă alegerea ta și spune, auzi, l-ai ales ieri, dar alege-mă pe mine azi. Lasă pe Dumnezeu în pace. Hai să facem amândoi o aventură, o excursie în lume, în firea pământească. Și atunci tu trebuie să spui, nu, eu azi l-aleg din nou pe Domnul. Dar și cel care nu l-a ales pe Domnul și încă trăiește controlat de firea lui pământească, de pofte, de patim și zace în cel rău, și el alege mereu, pentru că Domnul mereu și mereu contestă alegerea lui și spune, hai primește-mă, hai că vreau să fii în rai, hai că vreau să nu-ți pierzi sufletul, nu vreau să ajungi în chinul veșnic. Și îl cheamă din nou și din nou și din nou. Haideți să-L alegem și astăzi pe Domnul Iisus Hristos și în seara aceasta. Și știți care este frumusețea? În momentul în care cu sinceritate și cu determinare îl alegem pe Domnul Iisus Hristos, toate celelalte lucruri se așează și vin de la sine. Mă rog pentru unitatea acestei biserici.
Mă rog pentru harul și pacea Domnului în această biserică. Mă rog pentru dragostea Domnului în mijlocul acestei biserici. Și fie ca nu numai dumneavoastră de aici, că și noi la Chicago suntem biserică, nu numai pe pământ, ci în cer, unde se va realiza de-abia atunci unitatea desăvârșită, perfectă, nu numai a unei biserici locale, ci a bisericii universale a Domnului de pe întreg pământul. Haideți să fim acolo împreună. Mărit să fie Domnul. Amin. Amin.